Amin. Dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu pe care îl găsim scris în Cartea Numeri, capitolul 14. O să citim primele nouă versete. Cartea Numeri, capitolul 14, începând cu versetul 1. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aaron și toată adunarea le-a zis: De ce nu am fi murit noi în țara Egiptului, sau de ce nu am fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi deja? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia. Să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Moise și Aaron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copilor lui Israel, care era strânsă la oaltă. Și dintre cei ce îi scodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Efune, și-au rupt hainele și au vorbit astfel întregii adunări a copilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da, este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Amin. Doamne, plecăm ființele noastre înaintea Ta și pentru că știm că acest cuvânt este scris prin inspirație dumnezească, înțelegem că avem nevoie de o intervenție a Duhului Tău cel Sfânt, ca acest cuvânt să devină viu în viețile noastre și mai ales ca să putem aplica tot ceea ce ne înveți prin el. Doamne, lucrează în sensul acesta, te rugăm, pentru binele nostru veșnic și pentru proslăvirea numelui Tău. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Mă bucur tare mult de cinstea pe care o am de a, fi cu nou, de a fi la închinare cu dumneavoastră în seara aceasta. Mulțumesc conducerii bisericii pentru invitația pe care mi-au făcut-o. De fapt, nu știu dacă ați știut, dar Biserica Betel și Biserica Poarta Cerului au o istorie comună. același pasaj din Vechiul Testament descrie apariția numelui și de Poarta Cerului și de Betel, când Dumnezeu i s-a arătat lui Iacov Iacov a exclamat și a zis, aceasta este casa lui Dumnezeu, aceasta este poarta cerului. Ma, casa lui Dumnezeu, în ebraic era Betel, i-a dat numele Betel locului acest, aceluia, pentru că a spus, practic, acesta este Betel, acesta este poarta cerului. Avem deci o istorie comună, dar nu este aceasta cea mai importantă parte a istoriei noastre comune. Uh, istoria noastră comună este dată nu atât de legătura noastră comună cu personajul Iacov, ci de istoria noastră comună cu Iisus Hristos Mântuitorul, Cel care s-a jertit peste noi, pentru noi. Ceea ce ne leagă pe unii de alții este nu faptul că în aceeași împrejurare uh, Iacov a exclamat și Betel și poarta cerului, și că în aceeași împrejurare Fiului Dumnezeu s-a jertfit și pentru cei de la Betel și pentru cei de la Poarta Cerului. A înviat și pentru cei de la Betel și pentru cei de la Poarta Cerului și nu numai. Mulțumim Domnului că nu numai pentru noi ce de acolo și de aici. Numele Domnului să fie binecuvântat. Și dacă tot m-am referit la... Biserica Betel, de unde vin. Aș vrea să vă aduc și salutul bisericii noastre, care în anul acesta este un verset din Cartea Profetului Isaia, capitolul 26, versetul 4. Un verset care nouă ne este drag tare mult. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca viacurilor. Cred că în vremuri ca și acestea, un astfel de verset ne dă speranță într-o lume în care uh, pare că totul devine nisip mișcător și uh, incert. Așa? E mare lucru să știi că ai picioarele pe stâncă. Dacă ești în Hristos, ești în Cel care este stânca viacurilor. Numele Lui să fie lăudat. În uh, seara aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă să vă împărtășesc cu un uh, mesaj cu privire la una dintre cele mai comune experiențe de care noi oamenii avem parte, și anume deciziile. Fiecare dintre noi luăm decizii. Ar fi foarte interesant să vă puneți această întrebare de azi dimineață și până acum, doar câte decizii ați luat. Uh, nu o să vă pun să-mi răspundeți, dar uh, nu mi-e greu să ghicesc că cei mai mulți dintre dumneavoastră aveți mari dificultăți în a răspunde la întrebarea aceasta. Câte decizii ai luat numai de azi dimineață până acum? Că viața noastră este un proces de luare de decizii, decizie după decizie. Nici nu ți-a sunat bine ceasul dimineața și deja ai de luat prima decizie. Mă ridic acum sau îi trag una și să mai doarmă și el 10 minute și eu și mai fac o încercare după 10 minute. E deja o primă decizie. Te ridicat și încep să-ți pui tot felul de decizii. Ce o să servez la micul dejun, cu ce mă îmbrac, tot felul de decizii din astea mari, așa, în viață. Și de acolo, de la zorii dimineții și până acum. Au fost, probabil, fel de fel de decizii pe care trebuie să le iei. De cele mai multe dintre ele, nu mai știi nimic decât dacă chiar faci un efort să-ți amintești. De ce? Pentru că nu sunt decizii foarte majore. Sunt decizii obișnuite și uh, nu ne gândim foarte mult la ele. Uh, în viață sunt, însă, și decizii mici și decizii mari. Uh, un uh, prieten de-al meu american a zis: Mă uite eu când m-am măsurat, am avut o stare de vorbă cu nevastă mea și am zis, uite, vreau să fie pace în casa noastră, că în multe case sunt tot felul de conflicte pe tema luării deciziilor. Cine decide ce? Am zis, în casa noastră vrem să fie liniște. Hai să facem de la început o regulă cu privire la luarea de decizii. Și ziceam, convenit următorul lucru. Uite, uh... Eu, ca bărbat, acum și în lumina scripturii, considerat a fi cap al familiei, se cuvine să iau deciziile majore care țin de viața casei noastre. Iar tu, și pentru că ești mult mai atentă la detalii și pentru că ești mai în temă cu multe dintre lucrurile care se întâmplă pe acasă, cred că e bine să te ocupi de deciziile cotidiene care sunt de luat. Și am convenit lucrul acesta, și acum, după 25 de ani de căsnicie, vă pot spune cu satisfacție că încă n-am avut de luat o decizie majoră în casa noastră. Au avut grijă să fie liniște și pace. Glumă, ne glumă, dar așa este în viață. Sunt. Decizii mici și decizii mari. Sunt decizii din acestea cu sutele, cu miile, de care nu ne mai amintim că le-am luat și poate nici nu ne gândim în momentul acela, a, acum am de luat o decizie. Pur și simplu ele vin și trec. Însă sunt anumite decizii atât de importante încât ele se răsfrâng asupra întregii noastre vieți și chiar asupra destinului nostru veșnic. Despre astfel de decizii aș vrea să vă împărtășesc din Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. De ce? Pentru că dacă greșești într-o decizie de ce mănânci la micul dejun, mă rog, poate fi și aia o chestie, că nu te simți așa bine la stomac în ziua respectivă sau dacă nu ai... Decizi cel mai bine cum să te îmbraci, să uite câțiva și-și dau cu părerea altfel despre tine, dar nu e sfârșitul lumii. Însă, nu cred că cineva de aici vrea să dea greș în deciziile mari ale vieții și mai ales în deciziile care țin de destinul nostru, care stabilesc. Destinul nostru veșnic. Subiectul predice, așadar, este decizii care stabilesc destine. Și anunțând subiectul, rostesc încă o dată și rugăciunea: Doamne, în aceste decizii, măcar, ajută-ne să hotărâm bine fiecare dintre noi. Și mă rog ca seara aceasta să fie o seară a deciziilor bune, a deciziilor înțelepte pentru noi toți cei care ne aflăm aici. Am luat ca punct de plecare un episod din istoria poporului lui Dumnezeu și vă descriu puțin contextul. Era după ieșirea evreilor din Egipt, porniseră spre Canaan, țara pe care Dumnezeu le-a promis-o că o să fie a lor. Au parcurs cea mai mare parte a drumului și, practic, erau pe punctul de a se pregăti să intre în țară. Dumnezeu le-a spus atunci, înainte de a da și de a intra, faceți următorul lucru. Alegeți 12 bărbați, conform cu cele 12 seminții ale lui Israel, unul din fiecare seminție, care să meargă în țară și să observe țara. Acestea erau cele 12 scoade sau spioni, cum am spune astăzi. Ei ar aveau sarcina aceasta să meargă, să se informeze cu privire la țară și apoi să vină și să prezinte poporului un raport cu privire la ce au văzut acolo în țară, așa încât pe baza acestui raport, bine informați, ei se poată trece la cucerirea țării. Asta s-a întâmplat, 12 bărbați au fost aleși, au plecat în țară, au mers, s-au informat, au cules argumente, unele argumente le aduceau în cap, altele le aduceau pe umăr, de genul struguri și migdale și alte lucruri din roadele țării, ca să prezinte poporului bogățiile de acolo. Au venit înapoi și, în momentul în care au început să-și prezinte raportul, cele 12 iscoade s-au împărțit practic în două tabere. 10 de o parte și 2 de altă parte. Cu alte cuvinte, în momentul acela, ei trebuia să ia niște hotărâri majore, nu doar pentru ei, ci pentru întregul popor. Au fost cel puțin patru hotărâri mari pe care au trebuit să le ia cei 12 și alături de ei tot poporul, de ce au decis atunci a, deci, a depins viitorul lor, în sensul că cei mai mulți dintre ei n-au ajuns niciodată să mai vadă țara Canaan, în loc să intre și să se bucure de ea, cei mai mulți au perit acolo în pustie și doar cei doi, Iosua și Caleb, au ajuns să fie dintre cele două scoade, printre cei care au ajuns să vadă țara. Cele patru decizii pe care le-au avut ei de luat, consider că stau în fața noastră în seara aceasta. Fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, cred că avem de hotărât ceva în aceste patru privințe pe care o să vi le împărtășesc. Și noi, ca și ei, am fost chemați de Dumnezeu să părăsim lumea aceasta, figurativ vorbind, Egiptul, lumea păcatului, a robiei celui rău, și să ne înscriem într-un drum spre Canaan, spre țara veșnică, spre împărăția lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi am primit. Sau primim cel puțin acum chemarea aceasta din partea lui Dumnezeu. Unii n-au părăsit încă Egiptul, și pentru dumneavoastră rugăciunea mea este ca bunul Dumnezeu să vă facă să auziți în seara aceasta invitația lui Dumnezeu de a păși spre împărăția Lui. Alții. Am luat această hotărâre cu ani în urmă, unii poate cu foarte mulți ani în urmă, dar progresul nostru spre țara promisă nu a fost cel pe care ni l-am fi dorit. Și pentru noi toți am această rugăciune ca Dumnezeu să ne ajute să decidem bine în aceste privințe vis-a-vis -vis de hotărârea pe care am luat-o cândva. Aceea nu e o hotărâre pe care am luat-o și apoi uit de ea. Acea hotărâre trebuie să ducă la hotărâri noi, împrospătate în fiecare zi. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să hotărâm din nou bine și în seara aceasta. Care sunt cele patru decizii? Decizii care hotărăsc destine. Prima dintre ele am numit-o decizia cu privire la oferta țării. Cele 12 iscoade se întorceau din Canaan, și prezentau poporului câte ceva din oferta țării pe care Dumnezeu le-a promis-o. Și au început să spună, iată cât de bogăție este în țara aceea. Este o țară în care sunt struguri atâta de zemoși, atâta de gustoși, atâta de buni, și atât de mari cresc că, uite, de-abia doi reușim să cărăm pe umăr un ciorchine din strugurii aceștia. Sunt rodii, sunt smochine, e o țară în care curge lapte și miere. Oferta acestei țări este extraordinară, este nemaipomenită, e o țară bogată, e o țară binecuvântată. Până aici, toți cei 12 au fost de acord. Vă rog să rețineți, toți cei 12 au zis lucruri deosebite despre oferta țării. Însă, aici a apărut diferența. Se pare că dintre cei 12, deși toți văzuseră țara, toți s-au bucurat de ce au văzut acolo și toți ziceau de bine de ea, unii, 10 dintre ei, au început să se alăture unei părți din popor care au început să-și aducă totuși aminte și de oferta Egiptului. Um, erau dintre ei unii, Numărul 11 cu 5 ne spune, care ziceau, ne aducem aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepen, de praj, de ceapă și de usturoi. Cu aceste lucruri în minte, din vechea ofertă pe care ei o știau din Egiptul de unde plecaseră, unii dintre ei, cei 10, încep să strige în gura mare: Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt. Oferta Canaanului e excepțională, struguri, rodi, smochine, lapte și miere, lucruri extraordinare. Dar dacă ne gândim bine, parcă nici oferta Egiptului nu era chiar delepădat. E bun laptele și mierea și strugurii și toate astea, mă dar nici prajii, usturoiul, ceapa, pepenii. Mă, nu erau chiar rele nici alea dacă stăm să ne gândim. Și mă gândesc că unii dintre ei au fi început să spună, mă, da, nici nu sunt foarte mult genul ăsta cu chestii de-astea, cu lapte, cu miere, cu de-astea dulce, așa. Mi-mi plac alea mai picante, așa, e mai degrabă genul meu înțeleg băia care vor Egipt, vor Canaanul și de-astea dulci, așa, dar genul meu e mai mult din astea mai picante. Parcă chiar nu e o idee rea să mă întorc în Egipt. Cam așa cum gândesc mulți și astăzi, când stau în fața acelorași două opțiuni, împărăția lui Dumnezeu și Egiptul lumea acesteia. Se uită oamenii și văd în creștinism, în împărăția lui Dumnezeu, atâtea lucruri deosebite. Și nu așa, atâția oameni recunosc că e bine să fii creștin. Și uite ce lucruri frumoase se învață și uite cât de frumos se cântă la biserică și uite cât de frumos se roagă și cum citesc din Biblie și lucruri bune. Doamne, ferește, nu pot să zic nimic rău de astea. Dar da, dacă sincer cu mine însumi, deși nu prea vine să zic asta cu voce tare, spune creștinul adesea, zici, mă, nici ce era ce în lume, nu chiar așa de lepădat, mă, că și acolo sunt lucruri interesante, și acolo se poate trăi bine, aici e muzică, și acolo e muzică, aici e educație, și acolo poate fi educație. Mă, unele dintre lucrurile de pe acolo sunt mai picante, sunt mai interesante, astea sunt mai... Parcă un pic mai cu gustul ăla de dulceagă, așa, nu-i genul meu, e... Eu sunt genul să trăiesc o viață mai picantă, așa. Știi, și până la urmă, mulțumesc frumos, îmi place invitația voastră la biserică, la creștinism, la Dumnezeu, dar parcă până la urmă, totuși, mai mult îmi face cu ochiul Egiptul. Ați întâlnit gândiri din astea? Găsiți uneori în propria viață ispite de genul acesta? Așa gândeau cei Zece. Dar nu cei doi. Și o să întrebăm de ce. Oare cei doi nu-și mai aduceau aminte că erau lucruri interesante și în Egipt? Lor chiar nu le-au fi plăcut nimic din toată oferta Egiptului? Nu asta era problema lui Iosua și a lui Caleb, a celor doi care au decis altfel. Factorul de decizie pentru ei a fost altul. Ei știau, ei știau foarte bine următorul lucru pe care vreau să-l rețineți cu atenție: Ei știau că oferta Egiptului, indiferent cât de savuroasă și de picantă era ea, nu venea singură, ea venea la pachet cu Robia. Ei știau foarte bine. Că pentru prajii și pentru usturoiul, și pentru peștii și pentru pepenii de acolo, ei aveau de plătit ceva scump, prețul fiind propria lor libertate. În Egipt, ei nu erau în țara lor, erau într-o țară străină. În Egipt aveau un stăpân pe faraon care exploata în toate felurile și se folosea de ispărnicei lui și de toți oamenii care erau sub conducerea lui ca să le facă viața cumplită. Și-aduceau aminte de cărămizile pe care trebuia să le facă acolo și cum își bătea joc faraon în toate felurile de ei. Și în mintea lui Iosua și Caleb era gândul acesta: Pentru noi, Egiptul nu mai este o opțiune, pentru că Egiptul înseamnă robie. Dumnezeu ne dă șansa libertății. Faraon ne vrea robi. O oh, știm. Că pot fi bucate bune și în Egipt, bucate bune și în Canaan. Gusturile noastre sunt diverse, unii înclinați mai mult spre unele, alții mai mult spre altele, dar nu asta e problema care face diferența. Ce face diferența este că acolo suntem robi și din coace suntem liberi. Că acolo suntem străini, aici suntem moștenitori. Dragii mei, aceasta este ceea ce vă propun din partea lui Dumnezeu în seara aceasta. Nu, nu suntem nici care atâta de înguști și atâta de naivi. Să spunem, nu nimic din ce în lume nu este interesant. Fel de fel de lucruri sunt interesante. E adevărat. Poți face carieră și fiind creștin, poți face carieră și fiind necreștin. Poți învăța bine la școală și fiind creștin, și fiind necreștin. Poți să ai casă frumoasă, poți să ai mașină frumoasă, și fiind creștin, și fiind necreștin. Adesea, nu sunt diferențe atât de izbitoare. Ba chiar în unele cazuri, mai bine le merge celor care sunt în Egipt pentru că își fac regulile mai după cum vor ei, așa. Dar un lucru mă face să nu mai vreau să mă uit înapoi, că acolo este robie și eu nu mai vreau robie. Mă uit la atâția care încearcă pentru prima oară oferta Egiptului. Primul pahar de băutură, prima experiență cu drogurile prima relație fără de Dumnezeu, pe plan sentimental și atâtea altele. Și nu e așa că pare atât de interesant la început. zici, a, ce dai mare lucru că încerc și eu, până la urmă, dacă n-am încercat, nici nu știu ce pierd. Problema este că oferta Egiptului, atenție foarte mare, mai ales că mă bucur să văd atâția tineri aici este că oferta Egiptului funcționează ca apa de mare. Cu cât bei din ea, cu atât ți se face mai sete și cu atât mai neîmplinit de vie și cu atât mai însetat ești. Oferta lui Dumnezeu împlinește, oferta Egiptului creează iluzia de împlinire, dar te înrobește. Vrei să bei tot mai mult și tot mai sete ți este și tot mai aproape ești de distrugere. Și astăzi îmi amintesc de un incident în armată cu mulți ani în urmă, pe când eram și eu un pic mai tânăr, când un coleg de-al meu de armată, dependent de fumat, a fost provocat de colegi, unul, în mod special dintre colegi, și a zis, băi, ce bagi atâta tutun în tine, mă omule? Te nenorocești de la vârsta asta te să fumezi. Hai, eu mai lasă țigara. Uh, și zic, dar nu pot. Hai mă, cum nu pot să te lași de țigară? Nu pot, mă. Hai mă, uite, hai, uite. Trei zile poți fără țigară? Bă, trei zile, hai că încerc. Uite, trei zile, cred că merge. S-a scăpat de toate țigările pe care le-a avut um, și și-a propus să nu se atingă de ele trei zile. Nu la trei zile după, ci la trei ore după căuta în disperare pe cineva care se dea o țigară. Și s-a apropiat de el respectivul care l-a provocat și a zis, ce mă, deja nu mai poți? Peatul ăsta a zis atunci ceva ce m-a zguduit și de a țin minte și acum după anii ăștia. A spus, auzi, dacă iei pistolul la mitralieră, că eram în armată, și mi-l pui la tâmplă și zici, aruncă țigara sau zbor creierii, îți spun mai bine opțiunea 2. Am rămas înmărmurit și singurul cuvânt care mi-a venit în minte a fost cuvântul robie. Băiatul ăsta era sclav al acelei patimi. Sigur, nu la toți sclavia asta se manifestă la fel. Uh, unii suntem mai tari în anumite domenii, mai slabi în altele, dar fără Dumnezeu, diavolul te face sclav într-un fel sau altul. Vineți de acele lucruri care știe că ție ți se potrivesc cel mai tare, pentru tine sunt cele mai atrăgătoare, până te-a prins și apoi acolo te ține încătușat. Isus Hristos, dragi Frați și surori, dragi creștini, dragi tineri, Iisus Hristos a venit să ne rupă cătușele și să ne facă liberi. Și dacă Hristos ți-a dat opțiunea asta, nu te mai uita la cătușele lui Faraon și nu te mai uita la oferta lui, indiferent cât de interesant îți poate părea. Știu că mereu, mereu, vei vedea colegi, vei vedea prieteni care ți se pare că au o viață mai interesantă, mai picantă decât tine. Da, e posibil să fie mai picantă decât viața ta, dar e atât de picantă că te duce să pici de multe ori. Și pici în robia celui rău. Aceasta a fost prima lor mare decizie, decizie privitoare la oferta țării. A doua decizie, a fost decizia cu privire la inamici. Vedeți? Toți au căzut de acord că oferta țării era bună și toți au căzut de acord cu privire la încă un punct. Că în țară nu avea să aștepte nimeni cu flori. Să le spună, bun venit în Canaan, de când așteptam noi să vină cineva care să ne cucerească țara, fiți bineveniți, sunteți invitații noștri, poftiți aici, luați uh, tot ce avem noi, împărțiți între voi și faceți-vă stăpâni pe țara noastră. Toate, toți cei 12 au venit înapoi și au spus, țara e bogată, dar sunt acolo niște luptători, niște război, nici înfricoșători sunt atât de bine pregătiți, sunt atât de înarmați, încât nu avem nicio șansă în fața lor. Și din nou, toți cei 12 au căzut de acord că în țară sunt inamici imposibili de biruit. Dar iarăși, grupul se împarte în două în exact același loc. Zece dintre ei spun, cu inamicii aceștia nu avem nicio șansă. Prin urmare, nu are rost să ne punem viața în pericol, n are rost să ne punem familiile în pericol, mai bine ne întoarcem înapoi. Iosua și Caleb însă vin și spun, și noi am fost în țară, și noi am văzut pe inamici, și noi suntem de acord că nu avem nicio șansă în fața lor, dar noi mai știm ceva. Iată ce spun ei că știu. Ei nu mai au Niciun sprijin, spune versetul 9, Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Cu alte cuvinte, știm că nu avem nicio șansă în fața lor, dar știm că noi nu suntem siguri, singuri și știm că cel care este cu noi ne dă garanția victoriei. Dumnezeu este cu noi și de aceea nu ne temem. Decizia lor este și înaintea noastră. Și noi, dacă am fost chemați de Dumnezeu să lăsăm Egiptul și să mergem spre Canaan, ne confruntăm cu aceeași mare provocare, că și în fața noastră stau niște inamici de speriat. Ați auzit de ei? Știți cine sunt? Sunt trei mari și tari. Diavolul, lumea și firea. Diavolul, maestrul amăgirilor și al minciunii, știe cum să se ducă, știe cum să încurce, știe cum să amenințe, are experiență de mii de ani. E foarte greu să-i faci față, e imposibil. Lumea, cu seducția ei, cu amenințările ei, cu filozofiile ei, cu curentele ei de toate felurile, e un alt inamic în fața căruia e greu să faci față. Și al treilea, pe el îl știi cel mai bine și îl știu, că e înăuntru meu, e în fiecare celulă din mine, firea mea pământească, pornită, setată înspre rău și înspre păcat, înspre egoism, înspre scurtături, înspre tot felul de lucruri care nu sunt pe placul lui Dumnezeu. Și zi de zi, zi de zi, am de a mă lupta cu firea aceasta care este în mine. Îl face pe Apostolul Pavel să strige, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de trupul acesta de moarte? Și ca și trupul lui, e și trupul meu, e și trupul tău. Fiecare avem de stat în fața acestor trei dușmani. Și vreau să vă spun, concluzia celor 12 este și concluzia noastră cinstită, nicio șansă nu avem în fața lor, în fața diavolului, a lumii și a firii. Singura noastră șansă este că Dumnezeu este cu noi. Mulți zic că aș pleca pe calea credinței, e bine să mă împac cu Dumnezeu, sigur că da, aș vrea să fac asta, dar mi-e frică că nu o să pot să țin. Așa e, frică să-ți fie. Clar nu o să pot să ții. Și mulți atunci se întorc înapoi și zic, păi dacă nu, nu am nicio șansă, atunci de ce să-și încerc? Nu mă, mă fac de râs pe mine, nu mă fac de râs biserica, familia, îmi strânesc tot felul de persoane împotriva mea, mai bine nu încerc. Iisus Hristos a făgăduit că nu te lasă singur. Atunci când îți predai viața lui Dumnezeu, în tine se întâmplă o minune. În tine Dumnezeu pune toi din el prin Duhul Său cel Sfânt și face să prindă viață în tine ceva ce până atunci nici n-a existat. E Duhul lui Dumnezeu dătător de viață. Atât de radicală e schimbarea aia că Biblia o numește naștere din nou. Este ca noul altoi pe care îl pui într-un măr pădureț și îl transformă în măr Ionatan. Până atunci n-a produs mărul decât din alea pădurețe. Când a venit altoiul cel nou, o nouă natură este acolo. Fără altoiul acela, mărul pădureț nu va face niciodată mere Ionatan. Poți să te superi pe el, poți să-l uzi cât vrei, poți să-l întreții cum vrei, el aia știe să facă mere pădurețe. Fără Hristos și fără Duhul Său Cel Sfânt, noi n-avem cum să facem voia Lui Dumnezeu și n-avem cum să ajungem în Canaanul Ceresc. Dar când îi cer Lui Dumnezeu să te nască din nou, Duhul Său Cel Sfânt vine să locuiască în tine și El produce roade de care nu, tu nu erai capabil până aici. Asta este șansa ta și este șansa mea. O, oh, da! Cei care știți un pic de agricultură, știți că după ce ai pus altoiul cel nou, nu înseamnă că automat nu mai ai treabă cu lăstarii cei vechi. Ei continuă să apară. Și munca grădinarului este mereu și mereu să taie, altoi, să taie lăstarea aceea vechi, care uneori înăbușe noul altoi. Și munca grădinarului nostru, al lui Dumnezeu, prin Duhul Său, este ca în viața noastră, mereu și mereu să corecteze lucrurile acelea care în continuu izvoresc firea noastră pământească, nu se anulează la nașterea din nou. Să nu credem cumva. Dacă vii la Hristos și îți predai Lui viața, nu înseamnă că brusc tu nu mai simți nicio ispită, tu nu mai ai nicio treabă cu poftele, tu nu mai ai niciodată o problemă de egoism sau de altceva. Nu, 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 firea ta pământească e tot acolo și se va strădui la fel să aducă roadele ei. Numai că tu ți-ai dat viața în mâna grădinarului și el lucrează atunci ca să curețe în tine acele lăstare vechi și să crească rodul cel nou, aducător de slavă pentru Dumnezeu. Vreau să-ți spun că inamicii sunt reali sunt înspăimântători, dar nu-i fac față grădinarului nostru, lui Dumnezeu. Cu el ai biruință. A treia decizie. Am numit-o o decizie cu privire la Dumnezeu. Foarte interesant. Vin cei 10 și iată ce încep să spună. Versetul 3. Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Ideea lor este până la urmă următoarea, că Dumnezeul acesta ne-a scos din Egipt, ne-a spus că ne duce în Canaan, Acum, din două, una, ori nu e în stare să ne ducă, ori nu vrea să ne mai ducă. Adică, ori e neputincios, ori e răuvoitor, din două, una. Ei nu spun asta cu gura, dar asta se deduce, nu? Dacă Dumnezeu i-a scos cu gândul acesta, și concluzia lor este că acolo nu putem ajunge, ori Dumnezeul care ne-a scos nu e în stare de mai mult ori ne-a scos numai să-și bată joc de noi, să ne lasă să murim în pustie. Asta este în esență ceea ce gândesc ei despre Dumnezeu. Ceilalți doi însă au de spus altceva cu privire la Dumnezeu. Versetele 8 și 9. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Versetul 9 la sfârșit. Ei nu mai au niciun sprijin. Domn Domnul este cu noi nu vă temeți de ei. Iosua și Caleb, ei știu că Dumnezeul care i-a scos din țara Egiptului, îi poate duce acolo pentru că el nu îi lasă singuri. El nu stă undeva sus și să privească la drama lor nepăsător sau neputincios. El s-a așezat în mijlocul lor și se va asigura că ei ajung acolo nu e așa că vă aduceți aminte de istoria celor trei tineri pe vremea lui Daniel? Dumnezeu nu s-a uitat la ei cum intră în cuptor, Dumnezeu a intrat cu ei în cuptor. Dumnezeul nostru nu se uită la noi din înaltul cerului său cum ne zbatem, cu firea, și cu diavolul, și cu lumea, și cum încercăm să dăm lupta credinței, și el doar privește din înaltul cerului ca un spectator. El a venit între noi și în noi ca să lupte alături de noi. Este o istorie care îmi place tare mult despre un grup de persoane în Statele Unite care cu mulți ani în urmă, își căuteau un loc unde să se așeze și mergând distanțe mari pe jos, au fost la un moment dat cuprinși de un incendiu care a aprins vegetația din zonă, s-au speriat foarte tare și au început să caute soluții. Uitându-se în toate direcțiile, vedeau că focul i-a înconjurat. Și atunci, unul mai în vârstă dintre ei a spus, uite ce e de făcut, repede dăm foc la vegetație aici unde suntem și dăm voie să ardă în mod controlat. S-a uitat puțin ciudat la el, dar a insistat și au făcut așa. Au aprins vegetația, au lăsat-o să ardă pe o porțiune destul de întinsă și apoi s-au grăbit să stingă acolo și s-au așezat în mijloc. O fetiță speriată tare de cele întâmplate a început să țipe și bătrânul văzând-o cum țipă s-a apropiat de ea și a spus Draga mea, nu te teme, noi stăm acolo unde focul deja a fost și nu ne mai poate atinge. Înțelegeți morala? Dacă ești în Hristos, tu ești acolo unde focul deja a fost și focul judecății și pedepsei lui Dumnezeu de tine nu se mai poate atinge, căci pentru păcatul tău deja a fost judecat El, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și când în fața tronului ceresc, diavolul, pârâșul va veni să spună, dar nu l-am văzut eu făcând cu tare și cu tare, dar n-am auzit-o eu spunând, dar nu știi de câte ori a poftit, Mântuitorul va spune, da știu, dar pentru toate acestea eu am plătit. Eu am plătit. El stă acolo unde focul deja a ars. Ea stă acolo unde deja prețul a fost plătit. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu stă să privească la noi cum ne zbatem în cuptor. El a venit cu noi în cuptor și asta ne dă speranță și bucurie. Și ultima decizie pe care cei 12 au avut-o de luat, am numit -o, o decizie cu privire la viitor. Și unii și ceilalți, și cei zece și cei doi, priveau viitorul și încercau să-și imagineze cum va arăta el. Iată ce spun cei zece. Recitesc versetul 3. Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Cam asta e perspectiva celor care nu se încrede în Dumnezeu și care vor înapoi în Egipt. Viitorul lor, al familiilor lor, este sub semnul pesimismului, al tristeții, al morții, al deznădejdii. Ascultați ce zic ceilalți doi. Versetul 8. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Nu, mai, nu vă răzvrătiți împotriva Domnului, nu vă temeți de oamenii din țara aceasta. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Observați optimismul, speranța, bucuria, nădejdea din mințile și din vorbele acestora. Vreau să te întreb, cum îți vezi tu viitorul? Cum vrei să îți vezi viitorul? Viitorul fără Dumnezeu e un viitor sumbru. Cum vrei să-ți arată familia ta cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu relația pe care te străduiești să o închegi o vrei cu Dumnezeu sau o vrei fără Dumnezeu copiii cu care Dumnezeu te-a binecuvântat sau vrei să te binecuvânteze cu ei îi vrei crescuți cu Dumnezeu în poporul său, după principiile și valorile sale, sau îi vrei crescuți după valorile lumea acestea a Egiptului? Cum îți vrei viitorul? De ceea ce vei decide tu astăzi poate să depindă nu numai viitorul tău, ci viitorul altora din jurul tău, asupra cărora tu ai o influență, viitorul poate a generații de oameni după tine. În urmă cu mulți ani, bunicul meu din partea mamei și apoi ceva mai târziu, tatăl meu, veniți din medii total neevanghelice, au luat decizia să umble în ascultare de Dumnezeu. Sunt mulți ani de atunci și mă uit în urmă și îmi dau seama că deciziile lor de atunci, cu zeci și zeci de ani în urmă, au adus roade în familia noastră, generație după generație. Și mă uit cum generația mea și mă uit la copiii mei, cum culeg în continuare roadele acelor decizii pe care cineva le-a luat. Sigur, am ajuns și eu să iau o decizie în dreptul meu la un moment dat. Mă rog, copiii mei să ia aceeași decizie, dar ce vreau să spun este că niște decizii luate bine la un moment dat au început să adune binecuvântare. Generație după generație. Ceea ce decizi tu acum poate să atragă binecuvântare peste tine, peste casa ta și nu numai peste cei pe care îi cunoști acum, ci generații întregi după tine. Ți-a pus Dumnezeu în față aceste patru decizii. Sper și mă rog că vei decide bine. Sper că vei înțelege că. Deși oferta Cananului și oferta Egiptului pot semăna pe alocuri, oferta Egiptului, a lumii, a diavolului vine cu gustul robiei și sper că nu mai vrei niciodată, alege oferta lui Dumnezeu. Sper că ai înțeles că deși dușmanii noștri sunt reali și sunt înfricoșători, diavolul lumea și firea, ei nu sunt de neînvins, în fața Dumnezeului nostru. Sper că ai înțeles că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu spectator, ci este în mijlocul nostru. El n-a promis doar cerul senin, nici flori pe cale fără pelin, n-a promis soare fără de ploi, nici bucurie fără nevoi, dar a promis prin puterea sa, pe drum lumină că ne va da, al său bogat har în încercări și mângâierea în întristări. El n-a promis Că stă la distanță, ci că vine în luptă alături de noi. Așa e El. Sper că ai înțeles că viitorul cu Dumnezeu e mult mai bun decât viitorul fără de Dumnezeu. Și ce să-ți mai spun? Veșnicia cu Dumnezeu față de veșnicia fără de Dumnezeu. Mă întreb ce vei decide în seara aceasta. Fiecare stăm în fața acestor decizii. Mergem înainte sau tragem cu ochiul spre Egipt? Părăsești azi Egiptul sau zici, mă mai gândesc, poate mâine, poate altă dată. Dacă ai părăsit cândva Egiptul, te înscrii hotărât în cursa spre Canaan sau tot mai dai câte o incursiune înapoi în Egipt și mai ai câte un set de cătușe de la Faraon. Ce vei decide? Știu că nu sunt ușoare deciziile. Și de aceea, în speranța că Dumnezeu a sensibilizat pe unii dintre cei care suntem aici să decidem și să decidem bine, aș vrea să rostesc o rugăciune pentru cei care au luat decizia din toată inima să spună da lui Dumnezeu. Cred că avem nevoie de rugăciune pentru că știu foarte bine că diavolul vine și în toate felurile încearcă să-ți spună că nu. Ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și de aceea cred că este nevoie de rugăciune. Deciziile nu, nu sunt ușor de luat. Sunt oameni care zboi la toate, numai la luat decizii, nu. Era o povestioară cu cineva care s-a dus să lucreze ca zilier la cineva. Și în prima zi a dat să taie lemne. I-a arătat grămada și la prânz a fost gata cu tot, toată munca de o zi. A doua zi a dat să vopsească gardul fermei și iarăși la prânz era totul gata. A treia zi a zis: "Hai să i dau ceva mai ușor acum", și a dat să sorteze cartofi în trei categorii: mari, mijlocii, mici. A tot așteptat să vină din nou omul să spună că a gătat, dar s-a făcut seară și n-a venit să raporteze că a gătat, s-a dus și de-abia era pe la un sfert din cartofi. A rămas înmărmurit omul și a zis, mă, nu înțeleg așa ceva. Ți-am dat în primele două zile muncă grea, multă, și la prânz a fost gata. Acum ți-am dat ceva mai ușor și n-ai făcut niciun sfert din ea. Explică-mi. Omul a zis, domnule, pentru mine munca grea nu e nicio problemă. Pentru mine problema e să iau decizii. Cu fiecare cartof în parte stăteam și îmi băteam capul în care categorie se potrivește mai bine. Și să știți, nu numai oamenii mai slab pregătiți au probleme cu a lua decizii. Și e importanți. Despre Ronald Reagan, citeam că pe când era copil, a primit liber de la părinții lui să meargă și să-și comande la pantofar o pereche nouă de pantofi. S-a dus acolo și pantofarul l-a întrebat cum vrei să-ți fie pantofi. Erau două mode și atunci. O modă mai cu vârfuri pătrățoase, o modă mai cu vârful ascuțit. Vezi cum îi vrei. El s-a uitat și a zis nu știu încă. Stai să mă mai gândesc. A văzut pantofarul, că nu poate hotărâ și a zis uite ce. nu-i musai să-mi spui acum. Vii mâine și îmi spui cum te-ai hotărât să-ți fie. Pleacă Ronald fericit de acolo, nu s-a dus nici mâine zi, dar poi mâine s-a întâlnit cu pantofarul în oraș. Când l-a văzut pantofarul, a spus, tinere, am pantofi, gata, să vii să ți ei. Bucuros că a scăpat de o decizie, s-a gândit, el sigur pantofarul știe ce e cel mai bine, s-a dus să-și ia pantofii și să-i plătească. Mare însă i-a fost surpriza să vadă că unul era cu vârful ascuțit și unul era cu vârful pătrățos. Mantufaru s-a uitat la el și a zis, tinere, în viața ta să nu mai lași pe altcineva să ia decizii pentru tine. Ia-le când trebuie luate. Înțelegeți ce vă spun. În seara aceasta am stat în fața unor decizii. Știu că nu sunt toate ușor de luat, dar unor a nu lua nicio decizie înseamnă că poate e cea mai rea decizie. De aceea, conștient și cu ajutorul lui Dumnezeu, decide ce trebuie. Și-aș vrea acum să plecăm capetele pentru un moment de rugăciune și rugăciunea aceasta va fi în mod specific pentru aceia care prin ajutorul lui Dumnezeu doresc din seara aceasta să pornească pe calea lui Dumnezeu și în ascultare de El. Dacă ai hotărât că e mai bine cu Dumnezeu decât fără El, dacă oferta Lui îți place mai mult decât oferta lui Faraon și îți dorești să umbli pe calea lui Dumnezeu de azi înainte, Aș vrea să mă rog pentru tine, prin urmare, în timp ce ținem ochii închiși, dacă dorești să iei această decizie, arată cu o mână ridicată ca să știu să mă rog pentru tine. Domnul să vă binecuvânteze acolo în spate. Dacă mai este cineva care dorește să ia și pe dumneavoastră, v-am văzut, să vă binecuvânteze Dumnezeu și în spate, Domnul să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră, Domnul să vă binecuvânteze. Mai este cineva care, da, am văzut acolo în spate, în stânga, Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră. Și pe dumneavoastră, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Doamnele, amândouă, am în v-am văzut. Tineri, poate crescuți în biserică, și voi trebuie să luați decizia aceasta. Domnul să te binecuvânteze, tinere. Domnul să te binecuvânteze. Poate mai sunt și alții care nu ratează ocazia. Iată, tinerii dau năvală în, în împărăție. Domnul să vă binecuvânteze și să luați decizia aceasta pentru Dumnezeu. Mai întreb o singură dată, dacă mai este cineva care vrea să ia această hotărâre, Domnul să te binecuvânteze, tânără. Mai este ceva. Domnul să te binecuvânteze și pe tine. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să te binecuvânteze și pe tine. Domnul să vă binecuvânteze. Ați luat, cred, cea mai importantă hotărârea dumneavoastră. Aș vrea să rostesc acum această rugăciune în timp ce stăm cu capetele plecate. Doamne, ne închinăm în fața ta și te binecuvântăm pentru că ești un Dumnezeu măreț. Mulțumesc, Doamne, că ai vorbit în vechime, dar vorbești și astăzi poporului tău. Mulțumim, Doamne, că ai dat și astăzi ocazia fiecăruia dintre cei prezenți aici să decide pe bine și să decide pentru tine. Mă rog, în mod special, pentru aceia care au avut curaj să arate cu mâna lor ridicată dorința lor de a-și preda viața lor în mâna ta. Doamne, mâna lor slabă, iau în mâna ta atotputernică. Ajută-i, Doamne, să înțeleagă că nu în fața oamenilor, ci în fața Dumnezeului care vede și știe totul, au arătat lucrul acesta. Doamne, sfințește Tu hotărârea lor și ajută-i ca toată viața să umble în ascultare de Tine. Mă rog, chiar și pentru cei care n-au arătat lucrul acesta cu mână ridicată, dar în sufletul lor au decis să te urmeze pe tine. Doamne, dă-le și lor binecuvântarea ta și harul Dă un plan ascultare de tine. Iar pentru toți cei care am decis cu vreme în urmă că vrem să fim mai tăi, ajută-ne să nu mai privim înapoi spre Egipt, ci să privim spre tine. Fii binecuvântat în veci de veci. Amin. Amin.